Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E pentru că suntem pe favoritisme și nepotisme, am vrea să le salutăm și pe prietenele noastre, colegele de la Bufetul Clădirii, care la ora asta deschid și ne ascultă și de unde mergem noi să luăm puțin mai încolo în cadrul regimului pe care îl ținem cu toții, croasantele super fragede, da, cu șuncuță și cașcaval. Da, eu cu castraveți. Da. Și da, cu castraveți, sigur că da, am fost ieri pe la fete, erau foarte fericite. La cât deschid? La, uite, pe la 7:30 și la 8 e full treabă. Acolo deja da, se face codiță. Păi știi că la 10 nu, la 10 nu mai găsesc croasante? Da, pentru că trebuie să readapteze după pandemie. Erau fericite, cum spuneam, că a început să se întoarcă lumea la birouri. Știți, prieteni, că noi locuim aici cu radioul într-un ansamblu arhitectonic corporatist. Sunt numeroase clădiri de corporatiști care au fost pustii în ultimii 2 ani și acum, într-adevăr, au început să se umple încet, încet. Au început să ne deranjeze. Da, ne deranjează că încep să-și ocupe locurile din parcarea subterană, ceea ce pe mine mă enervează, că eu am parcat 2 ani în parcarea subterană fără să am dreptul. Acum va trebui din nou să găsesc loc pe afară. Dar vestea asta este că încet, încet revenim la normal. Le-am întrebat pe fete și cum e. Sunt suntem fericite, ne luăm salariile, am început să avem vânzări. S-a întors lumea, am întrebat. Na, zice, 3 zile pe săptămână deocamdată. Aici m-am blocat. Bun, n-aveam timp, era un pic de coadă, dar nu înțeleg cum adică 3 zile? Care-i treaba? De ce 3 zile? Te întorci 3 zile la birou? Ce? Să te adaptezi cu munca? Sau, adică, nu, în 5 zile crește riscul de contagiune? De ce 3 zile? De ce nu 5? Așa, au schimbat politica multe corporații. Care-i ideea? Dacă tu plătești chirie pe spațiul ăsta... E vorba de readaptarea omului la câmpul muncii. La câmpul la, la birou, da, la munca. Uite, de birou. Uite, de exemplu, Ana are probleme. Nu, stai puțin, paranteză aici. Măi, care adaptare? Eu când m-am angajat, când m-am angajat eu prima dată, știi? Da. L-a zis nimeni, și ca să te adaptezi, mai întâi vii doar una, două zile pe săptămână. Ca să nu-ți fie greu și după aia, frate, m-am băgat în treabă. Da, sunt și politici. Uite, la, fratele meu lucrează în IT, de exemplu, și la ei li s-a transmis că cel mult o dată pe săptămână se mai duce pe la birou să facă așa niște ședințe. Ha. În rest, compania a zis că merge treaba bine așa cum e acum și să lucreze de acasă. Dar de la ce Oana se duc 3 zile pe săptămână, ca ăștia ai noștri de aici, mă încurcă pe mine că nu pot să dorm azi, în domeniul bancar, da. Domeniul bancar. Și uite că aveam înainte o liniște acasă. Și acum te deranjează? De asta trebuie să gestionez copiii. Unde dorm eu ea? La, vine Radu de la școală la 12, pleacă Ștefan la 1, trebuie să fac teme cu Radu, la 5 am meci de polo cu Ștefan, m-am nenorocit. Bun. 0372069599, sunați-ne, prieteni, și spuneți-ne dacă, mă rog, v-ați întors, dacă ați lucrat de acasă și acum începe să vă întoarceți la birou, cum e cu readaptarea? Și doi, dacă înțelege cineva și poate să ne explice și nouă, care este șpilul ăsta cu 3 zile, de ce nu 5, de ce nu un program complet dacă tot te întorci la muncă? Și de ce ar vrea o companie să păstreze spațiile închiriate, spațiile de birouri închiriate, să cheme oamenii numai o dată pe săptămână, de exemplu, la birou? Și în rest spațiile rămân goale? Care e ideea? Nu reușesc să înțeleg. 0372069599. V-ați întors la birou după pandemie? Cum e adaptarea? Cum e? Mai bine așa? Era mai bine înainte? Spuneți-ne care, ce simțiți. Și dacă vi s-a dat timp de adaptare. Adică, ai vino numai 2 ore. Da, și... un pic că ce aici mă? La ce te referi tu, nu e chiar așa, că are la alte 2 zile, oamenii le lucrează de acasă, adică nu sunt 2 zile la birou și restul în vacanță, să nu se înțeleagă păi greșit, da, dar pentru de ce? Cei care nu sunt corporatiști. Da, mă, înțeles, dar mie așa îmi sună, adică, știi, ca să nu fii prea stresat, că trebuie să vii la muncă, mai muncește tu de acasă și... Nu înțeleg. 0372-069-599, telefoane și mesaje pe WhatsApp, audio dacă vreți, 0728-3D1-3D2. Vă așteptăm. În această dimineață o să stați de vorbă cu niște băieți care au venit în fiecare zi în această perioadă la birou. Da, mă rog, la radio. Numai când am avut COVID n-am venit sau când am fost suspect de COVID. Mă rog, probleme medicale, dar altfel... Da, sigur, nu cred că trebuie cumva cineva să creadă, să fie în defensivă că a venit, că n-a venit. Asta e, sunt joburi și la joburi care nu poți lipsi. Adică dacă ești șofer de taxi, de exemplu, nu poți să nu poți de acasă. Acasă. Da. Adică asta e, sau șofer de autobuz, sau sunt slujbe la care, în care poți lucra de acasă. Întrebarea e ce faci când îți spune șeful, gata, a trecut pandemia, hai înapoi. Mai 3 zile de început. De ce? Un motiv pentru care noi încă lucrăm de acasă e că avem mai mulți angajați decât în pandemie. Efectiv, nu încap oamenii în birourile noastre. Cred. E un mesaj. Eu, de exemplu, lucrez în IT, dar nu lucrez cu aproape nimeni din țară.
Și firma la care lucrez se confruntă cu problema asta. Nu, stai, e același mesaj? Da, e același mesaj. Păi dacă nu lucrează cu nimeni din țară, cum adică nu pot să vină că sunt mai mulți angajați? Zice, noi am lucrat productiv în pandemie, ne întoarcem doar pentru o zi, nu vorbesc de o companie mică, ci de una cu peste 1000 de angajați. Okay. Bine, și ce faci în ziua aia? Spune-ne și nouă. Adică, asta nu știu, întâlniri, uite, poate socializare. Uite, îți mai dau un exemplu. Păi socializarea e la bere. Iulian din Brașov spune că compania la care lucra înainte de pandemie ocupa 4 etaje dintr-o clădire, 250 de oameni, în jur de 3000 de metri pătrați în total, da? După pandemie, 65% dintre angajați au optat să lucreze doar de acasă, restul în diverse fracțiuni, una, două, trei zile pe săptămână. Puțini vor complet la birou. Chiar și așa, compania păstrează întreg spațiul, mai elimină din birouri și ne înlocuiește cu zone de relaxare, gen o canapea, o măsuță de cafea, ca să transforme spațiul în ceva mai primitor și mai indicat pentru socializare. Eco. Eco. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Salut! Salut, domnilor! Ia, spune! Tu te-ai întors, care e experiența ta? Astăzi este acea zi în care trebuie să merg la birou o zi pe săptămână. Asta este decizia. Ce vreau să vă spun? Nu, stai, dar de ce... Stai puțin. Am înțeles, în ce domeniu lucrezi? IT? În IT. Dar de ce o zi la birou? Ce faceți o zi la birou? În principiu, probabil o să ținem o ședință a echipei, cu toate că noi avem o echipă mixtă, suntem puțini din România, majoritatea colegilor sunt din afară. Doar să, nu știu, să mai facem câte o ședință, să ne vedem, în rest lucrăm ca o zi normală, doar că venim la birou. Și cum v-a explicat șeful? Dom'le, lucrăm ca de obicei, dar astăzi lucrăm de la birou și mâine lucrați la fel, dar de acasă. Care e logica asta, nu înțeleg? V-a explicat? Logica, nu v-a explicat. Logica este că suntem oameni și ar trebui să socializăm un pic. Acum, ce vreau să vă spun, din punctul nostru de vedere, clientul este în afara țării. Deci fie că ne conectăm de acasă, fie că ne conectăm din sediul firmei, nu este decât un overhead din punctul nostru de vedere, că trebuie să conducem până sau, mă rog, să facem o oră și ceva pe drum. Eu nu comentez asta, adică sunt convins că o faceți treaba, e un business privat, în mod evident trebuie să fiți eficienți acolo. Nu zic că e bine, că e rău o zi, dar nu înțeleg logica. Asta încerc să... De ce o zi? De ce nu trei? De ce nu cinci? De ce nu toate? Că oamenii au văzut că pentru că majoritatea oamenilor în acest moment preferă să lucreze și atunci, în confortul casei lui. Și atunci de ce nu îi lași acasă cu totul dacă așa preferă? E că îi rup de tot de... O zi nu cred că este o mare nenorocire să vină la servici, să mai vorbesc cu șeful lui, cu finisterul. Se mai văd și ei. Da, mulțumim. Auzi, dar știi ceva, team building-uri se vor face tot online sau... Totul s-a făcut online. Deci toate team building-urile noastre s-a făcut online. Deci ați avut team building? Eu am glumit. Eu am făcut degustări online în pandemie. Vreau să spun că e super avantajos. Adică poți să și bei tot ce deguști. Dar vă dați seama cum s-a schimbat paradigma? Adică acum șefii sunt... Hai că nu e chiar așa. Bă, măcar o dată pe zi, te rog eu frumos, dacă poți să vii la muncă. O dată pe săptămână să vii la muncă. Că nu e chiar așa, bătaie de cap. Hai, te rog. Neața Andrei. Salut, Andrei. Salut. Bună dimineața. Păi da, de obicei șefii vor să vii la birou o zi sau două. De fapt, ei trag cât mai multe zile să vii la birou ca să te vadă, să-ți imprime direcția, să-ți explice strategia și așa mai departe. Dar în pandemie s-a descoperit că, de fapt, ești mult mai eficient de acasă. E adevărat că sunt activități în care prezența este indispensabilă, dar în multe joburi, 65%, cum ați spus și voi, s-a descoperit o mai mare eficiență de acasă. Tu cum lucrezi acum? Eu în acest moment lucrez într-un ciclu combinat, ca să zic așa, și de la birou de acasă. Ce domeniu? Să zic, în vânzări. În vânzări. Dar în același timp... cred că, dincolo de tichetă de masă, beneficii și așa mai departe, orice angajat se va uita și la această opțiune de a lucra într-un ciclu combinat, pentru că îi dă o dinamică mai bună, firma își exprimă încrederea în el că își poate face treaba și de la distanță și, în același timp, și compania respectivă. Înseamnă că are niște proceduri clare în care poate să evalueze inclusiv această activitate de la distanță. Bun, tu vânzări faci... online sau la telefon sau prin întâlniri față în față, presupun. De ce mai e nevoie să te duci la birou atunci? Întâlnirea la birou, exact ce am zis la început, este important să te întâlnești cu
șeful tău, cu conducerea firmei respective, pentru discuții, pentru ședință, pentru explicarea face-to-face a anumitor situații, adică totuși online o exprimă o distanță. Anumite lucruri trebuie să... pentru cei care fumează țigarea și cafeaua împreună cu colegii, adică sunt anumite beneficii. Ok, bine. Mulțumim. Uite, ne-a scris Ela din Amsterdam și ne spune cum merg lucrurile acolo și e interesant, că spune că se numește New Way of Working, da? E văzută ca o modernizare a muncii. Companiile care nu acceptă să se modernizeze nu prea mai sunt dorite de angajați. Avantajul principal e că nu mai pierzi timpul în trafic. Nouă ni s-a dat timp de adaptare de la o zi pe săptămână la birou la 3 zile, care este acum standard policy în Olanda. Nu mai există companii să lucreze 5 zile de la birou. Nu mai există deloc. Și firmele fac în felul ăsta economie la utilități, cafea, personal, auxiliar, etc. Ne mulțumim, Ela. Uh-huh. Mai am și eu un mesaj. Ia. Bună dimineața. Pentru că foarte mulți vor să lucreze de acasă, dar în același timp alții vor să și socializeze și să mai scoată o haină la plimbare, să spunem, și să mai meargă cu colegii la o țigară pe la colțul companiei. Dar în același timp, multe companii vor să acorde și această flexibilitate pentru cei care plătesc o chirie, în care angajatul să lucreze de oriunde dorește, pentru că mai bine plătesc o chirie decât să piardă niște angajați care aduc un profit mult mai mare companiei față de acea chirie care o plătesc ei pentru cele 3 zile. Da, are logică. Salutare, Ovidiu din Timișoara. Mulțumesc, Ovidiu. Atenție, eu cred că undeva aici este o capcană. Adică știi, când lucrezi de acasă, noi lucrăm de acasă. Noi ne facem emisiunea, scriem emisiunea seara pentru a doua zi, o scriem de acasă, nu mai venim la redacție să facem asta. Și unii dintre noi lucrează și în plus de acasă. Practic, eu am birou acasă și mai fac și alte lucruri. Dar e o capcană, pentru că atunci când încep să lucrezi de acasă, practic ești la muncă tot timpul. Mie asta zici. Înseamnă. Andrei, îl avem pe Andrei cu noi. Bună dimineața! Salut, Andrei! Salut, băieți! Bună dimineața tuturor! Cred că noi vedem doar aceste avantaje, confortul, am intrat așa într-o zonă în care ne e foarte greu să ne deplasăm, să mai relaționăm, punem niște bariere și uităm faptul că există burnout-ul de la muncă. Uh-huh. În sensul că dacă suntem la birou, știm că la ora 6:30 am plecat, că trebuie să prindem metrou, autobuzul și așa mai departe, dar dacă suntem acasă, hai, mai lucrez o jumătate de oră. Foarte corect. Și o să apară deci... burnout-ul de acasă. Deci, și aici diferența este că de la serviciu, la un moment dat, când simți că nu mai poți ușe, demisionezi, pleci. De acasă ce faci? Exact, mental, delimitarea spațiilor din casă, imixtiunea vieții private cu viața de la muncă pot face diferența între un echilibru al vieții fiecărui om. Eu, de exemplu, lucrez în digital marketing și văd cum, pe lângă presiunea rezultatelor sau presiunea muncii de acasă, clar s-a eliminat partea asta socială, s-au eliminat foarte multe lucruri pe care noi poate nu le vrem să le vedem datorită beneficiului, datorită confortului că nu mai stăm o oră în trafic, dar acea oră în trafic poate fi și o rupere de echilibru. Nu vă mai ascultăm pe voi dimineața la matinal. Așa ne trezim dimineața, ne facem cafea, mâncăm ceva repede de drumul la calculator. Intrăm într-un circuit din ăsta foarte, foarte periculos. Deci trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă. Că unde sunt foarte multe, foarte, foarte multe plusuri, pot fi și minuse. Deci, practic, ești un dispecer. 24 de ore din 24 pot fi conectat la serviciul tău. Mm-hmm. Foarte bune observații, Andrei. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că tranziția asta despre care se tot vorbește, the new way of working, adică nou mod de a munci, eu cred că nu e o tranziție coaptă încă. Cred că e ceva evident nou. Oamenii o testează, că așa fac societățile umane din totdeauna, văd cum e, cum merge, dar mi se pare că nu e coaptă. Adică cred că o să începem să vedem diverse consecințe care nu sunt neapărat cele mai fericite. Nu pledez pentru un mod de lucru sau altul, că nici eu nu știu cum o fi mai bine. Eu lucrez de ani de zile și acasă și practic sunt aproape tot timpul la muncă și îți trebuie foarte multă disciplină ca să poți să separi lucrurile. Și îți dai seama că la un moment dat mai aluneci, pentru că posibilitatea de a câștiga bani tot timpul e foarte atractivă. Și la un moment dat trebuie să pui frână, pentru că observ că nu mai e timp de nimic altceva. E riscant să faci asta. De altă parte, da, e confortabil. Să știi că, ce mai facem? Uite, mai câștigăm niște bani stând pe canapea și producând ceva. În jobul meu pe care îl fac eu, și anume producător de conținut sau lucruri de genul ăsta. Alții nu pot să facă asta, evident. Că nu Eu dorm.
Pentru, da. pentru Luca e și riscant să iasă din casă. El cum a ieșit din casă de micii de la obor, de piață. Uite, și s-a terminat. Ai zis că deschid de la 8 acum la croasante. E deschis deja, fetele sunt. Nu mai pot gândi la altceva. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.